A, fix aia am întrebat. Primul lucru când am intrat pe ușa a fost: e cumva atenție cultură generală? Nu. Ok. Care e cea mai mișto amintire a ta din 2022? Ups, 2022, abia a trecut, dar uite că am și uitat. E o întrebare foarte grea. Când am dormit la Neversea pentru că n-am avut cazare. Înăuntru festival. Îmi amintesc că am avut un eveniment cu Fashion Days în vară la Summerwell. Și m-a schimbat destul de tare pentru că am văzut lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Mi-a plăcut să văd cum este să stai la stand și cum este să interacționezi cu oamenii direct. Deși e ceva mic și banal, am fost cu iubitul meu la Terme aici în București. Chiar simt că ne-am conectat altfel, că am văzut că poți să stai o zi și fără telefon să te distrezi. Nu aș putea să aleg una dintre ele, dar având în vedere că am doi copii, cu siguranță sunt cele cu ei, cu reușitele lor și sentimentul acela de fericire pe care l-am atunci când mă gândesc la momentele trăite împreună cu ei. Am plecat în Amsterdam și mi-am dat un cercel în ureche. Când am fost la mare cu prietenele mele, a fost prima dată când am fost fără părinți. Când am fost la festival Anniversary. Când am mers în vamă. Pentru că a fost prima oară când am mers în vamă fără părinți. Am întâlnit o grămadă de oameni și străini și români, a fost super mișto. Summerwell. Cred că prima petrecere după pandemie a fost cea mai funny. Cred că primul spectacol regizat în București. Când am văzut prima dată Atlanticul. Când m-am mutat în București, cred că a fost cea mai mare realizare a mea și am reușit să mă angajez. Aș spune că atunci când am fost în Mexic și am vizitat Chichen Itza și am înotat în cenote. Cred că pe 1 decembrie niște prieteni m-au invitat la ei, spontan, neașteptat, și a fost așa o chestie wow și cred că asta. Când m-am mutat în București, în prima zi. O să trească să mă gândesc aici. Dansat cu italienii pe coasta Amalfi. Am fost plecat în state. Am fost la US Open. Mi-a făcut mama o surpriză. Știa că eu vreau să merg în Franța, în Paris. Și mi-a spus: Ivana, dacă vrei, te susțin financiar să mergi într-o vacanță în Paris cu cine vrei tu. Ce planuri ai pentru anul acesta? Un plan pe care l-am de câțiva ani, să slăbesc. Mi-ar plăcea să mă iubesc mai mult, să călătoresc și să devin independent financiar. Să nu am restanțe. Să îmi țin prietenii cât mai aproape de mine și să-mi fac amintiri frumoase. Să mă ocup mai mult de mine. Să slăbesc, să învăț mai mult, să vizitez o altă țară. Să călătoresc mai mult prin zona asta a Balcanilor. Să mă apuc de sală. Să nu mă las de facultate. Sunt la poli. Râzi. Îmi doresc să ajung în Barcelona cu Erasmus. Să-mi schimb jobul, să-mi schimb apartamentul și să fiu o versiune mai bună a mea. Mi-ar plăcea foarte mult ca în 2023 să pot să mă perfecționez tot mai mult în a face producție muzicală și poate să fac eu o piesă sau cel puțin o parte de producție, pentru că la voce nu stau prea bine la cântat, dar asta se lucrează în timp. Și mi-ar plăcea foarte mult să continui să fac mai mult sport. Wow! Să ajung înapoi în state, să cresc studioul de dans, adică să ajungem la un alt nivel și să fac cât mai multe coreografii, să dansez cât mai mult, cât mai pot. Plănuiesc să termin cu licența cu bine, în primul rând, pentru că sunt în anul 3. Eu fac și muzică, deci eu vreau să lansez muzica anul ăsta. Aș vrea să mai călătoresc. Vreau să-mi schimb modul în care mănânc, vreau să mănânc mai sănătos. Și să-mi iau permisul. Să îmi schimb jobul, să mă căsătoresc și să devin cea mai bună versiunea mea. Să-mi cumpăr un apartament, să-mi schimb mașina și să merg într-o vacanță exotică lungă. Primul plan, cu siguranță, este să duc la bun sfârșit facultatea la care m-am înscris în pandemie. Al doilea plan, cu siguranță, să-mi sprijin familia și copiii în special. Iar al treilea, să spunem că ar trebui să fie o vacanță frumoasă după ce termin cu licența. Dacă am regizat un spectacol, de fapt am regizat mai multe, să regizez mai multe spectacole, să mă simt bine. Pentru că e vorba, dacă faci bine, primești bine.